dragilor, eu sunt Stella Stratular. Astăzi vă prezint o prăjitură cu gem. Vom pregăti aluatul inițial din 200 ml de iaurt, 50 de grame de zahăr și 6 grame de drojdie. Deci vom lăsa un pic drojdia să se trezească în jur de 15 minute, nu mai mult. Vom finaliza aluatul adăugând 3 ouă, 150 ml de ulei, un pic de sare și în jur de 600-700 de grame de făină, în funcție de ce fel de făină aveți. Cu cât amidonul este mai mare, cu atât veți consuma mai puțină făină. Eu la făină întotdeauna adaug cantitatea cu aproximație, nu este o cantitate exactă. Vom face un aluat, apoi eu l-am lăsat peste noapte la frigider. Dar dacă îl gătiți în aceeași zi, e bine să stea 3 ore un pic drojdia să dospească. Dar puteți să faceți cum am făcut eu, îl gătiți de seara aluatul, îl puneți în frigider și a doua zi îl puteți lucra oricând. Așa se prezintă aluatul după ce a stat peste noapte la frigider. Îl împărțim în două părți, o parte mai mare și o parte mai mică, deci nu îl porționăm în două părți egale. Vom întinde o foaie de dimensiunea tăvii, acum în funcție de ce tavă aveți, eu coc în tava mare de la cuptor. Se lucrează pe făină. Sau puteți să lucrați direct pe hârtia de copt. Să-l întindeți direct pe ea. Este și mai ușor. Este o prăjitură foarte simplu de gătit. Nu necesită mult efort. E o prăjitură de vară. Puteți să o faceți și în formă de tartă rotund, nu contează ce tavă aveți, forma aia o dați. Venim cu a doua foaie, care va fi mai subțire. Apoi vom face niște crestături cu rola. Vom rula foaia ca să ne fie ușor la montaj. Eu aici am gem de caise pe care l-am amestecat cu dulceață de pepene galben. Gustul este excelent, vă sugerez să testați această variantă, este un gust super, super bun. Nu aveți dulceață de pepene galben, folosiți orice fel de gem, gem de prune. Ce aveți în casă? Ce dulceață aveți? Ce gem aveți? Cu aia faceți. Eu am făcut exact cu ce aveam, dar am combinat aceste două gusturi și gustul este neașteptat de bun.
se îmbracă foaia peste tot cu gem. Fie puneți foaia direct în tavă și o îmbrăcați. Eu am pus-o pe hârtie de copt ca mai apoi să o transfer în tavă. Așa mi-este mie mai comod să lucrez. Modul de lucru fiecare îl alegeți cum vă este comod. Cum sunteți obișnuite să lucrați. Eu vă prezint o variantă de gusturi și cum lucrez eu, dar fiecare avem niște metode de lucru. Apoi venim cu foaia a doua. Se îmbracă prăjitura. Aceste crestături le-am făcut doar pentru design, nu au niciun rol ceva, să zicem, pentru copt. Puteți să puneți și foaia simplă deasupra, deci asta ține strict de imaginație și de gust, nimic, nu are un rol anume. Se dă cu ou, apoi se coace la temperatura de 180 de grade, timp de 25 de minute maxim, dar e mult 25 de minute, la mine s-a copt cam în 20 de minute, eu vă dau o temperatură maximă că depinde de cuptor, la mine cuptorul este cu ventilație. Înainte de a o porționa, o dăm cu zahăr pudră. Eu am ținut-o cam cu 2 minute mai mult în cuptor, de-aia și am dat timpul. Vă zic că 20 de minute e suficient, eu am ținut-o cam 23 de minute. Observați, avem o prăjitură pufoasă, foarte gustoasă și plină de arome. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să o testați și această prăjitură. E vara, gem avem, deci n-aveți decât să o testați.